Am lupat, da. Ce faceți, domnul Atanticu? Așa începe vlogul. Mă duc să-l îngrop pe Mane. N-aude oare cineva? Ah, nice. 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 Dacă vreți, am pălării pentru fiecare. Nice. Frumos. Frumos. Păi ai zis că ai pentru fiecare. Te dau eu pe aia. Lasă, ține tu că stă bine cu ea. Pune-ți-o, pune-ți-o că stă bine cu ea. Bravo, băieți. Am și asta dacă... Ce e ăla? Așa, ăsta e al meu. E al tău, bagă-l, bagă-l. Pune-și pe ăla și gata, o. Costine știu nu e gata pentru noi. Așa a început vlogul scârmărișilor. Plecăm la strihaia. E asigurat tot. S-a terminat filmarea? Nu. Vrei să o pui? Ia, vezi. Stai și cu Mane. Mane, ești prima oară pe vlogul meu. Zici scârmărișilor. Scârmărișilor? Da, da, da. Așa, frate, gata. Ia zi. Pe aia, da, frate, ia-o. Pune-o deasupra. Pune-o pe barele alea. Pune-o la coșul ăla de gunoi de acolo. Acolo, uite, că e coș de gunoi, da. Aia zic, bravo. Cum îți place? Pe Mane, îl văd. Trebuie să vorbim frumos, că el conduce. Deci e băiat, super băiat. Okay, băiatul, chiar băiat ok. Plinul este făcut, curățenia în mașină este făcută, Mane este gata să conducă. Mamă, săracul, dar a parcat în p***. Deci el încă merge după reflectorul aici, nebun? E la autoplay, mă. Cred că da. Plecăm la Strehaia, mariusicilor. O să fim probabil cei mai albi oameni din Strehaia, fără să insinuez nimic. Dar o să fie ok. O să fie bine. Posibil să rămână camera acolo, tot nu e nimeni. Plecăm cu cerebrul reflector sau lumină sau ce că e. Avem și un băiat care stă să ia să vedem unde mai încapă. Încape, mă, pui acolo peste pălărie, frumos. Bă, să-mi bat p***, că plecăm 3 luni. Păi dacă e să pui o săptămână pentru fiecare băiat, suntem 3 săptămâni, deci aproape o lună. Deci cum ar veni, da, păi nu, da. Dar le calculează bine. Da, mă, nu, Natanticu a terminat matematică. Mulți au vrut să mai învețe matematică, dar n-am mai lăsat Natanticu. Ia să vedem. Ăla e tata. Fix bambuce, e mare, bă, și e frumoasă. Bă, s-o stăpânești sănătos, când ți-ai luat-o? Suntem la mașină, doamne, la Natanticu mașină, o recunoașteți din toate vloggere. Cremul ăsta frumos, impecabil. Aș. Hai să ne distrăm. Mi-am luat ochiul de soare. Nașule, ce părere ai? Ia zi. Frumos, ha? Dă-te în p*** mea. Nu v-am zis, l-am pus pe Natanticu, am vorbit că el o să fie nașul meu. Da, eu nu mi-am dat acceptul încă, că n-am văzut fata. Nu contează, păi dar nu mă știi pe mine, mă. Lasă-mă că ne înțelegem, vedem. Păi da, mă, dar dacă fi vreo nebună din aia de place, păi, viața și te lasă buza umflată. Păi și tocmai, mă, să fie acolo facem lângă mine. Degeaba, dă bani și nu facem degeaba, facem să luăm bani. Da, bine. Păi nuntă, bravo, o să facem nuntă pentru noi. Vrei să-ți faci stand-up la nuntă? Bă, doar dacă vrei tu, dacă... Așa. Poate faci niște farse de alea, niște caterinci. Niște ferse. Niște ferse de alea, dale tale. Dale matale. Dale matalică. Bă, ești gior, nu rău de tot. Bă, de unde ai luat pe ăștia? Ochelarii lunașa. S-o ochelarii lunașa? Da. Păi și-ți dă voie să-i porți așa? Nu știe, am. A, nu știe, a. Dă-i la intre, că... Ești ăla de porți așa, doar că nu e ea de față, a? Dai seama. Dreapta, 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 dreapta. Nașule! Panarama, mă. Ce bine stă cu ochelarii. Stă bine de top, pe cuvântul eu. Acum gata, dau. Top, gata, dai jos și porți la show de seară, nu-i problemă. Vă las de mine că sunt prea simpatic, sunt prea așa. Mersi. Cârmariusicilor, am mers 7 minute și am făcut prima oprire. Haideți, bă, dumneavoastră, mergeți cu domnul Atanticu. Știi o țară întreagă. Auter. Voi lua o apă de-aia talpă și mi-au și ceva să dau. Am probleme. Scârmăriusicii mei, ne-am alimentat, ne-am luat niște vitamine pentru drum. O să ajungem imediat, în nici 2 minute. Ce ți-a luat, Atanticu? Mix de la Dalune? De mănânci tu? Baccherol. De Baccherol și bravo, frate. Ia. Fii atent, cu cârjei și cu dobărătă. Da. Am vorbit o chestie. Noi toți am avut un singur răspuns. Pentru sala palatului. Cap de afiș, vine toată lumea full. Gen e spectacol tău, chem pe cine vrea p***a. Te-ai cu un bărbat? Nu. Dar nu află nimeni, știi, doar tu și pe... Nu. 4.000 de oameni. Nu. Nu, a? Ce p***a, sunteți mai tare, băi. Ziceai și tu 100.000 de euro. E în ceață. Pentru sala palatului, cap de afiș, Drăcea. Da. Mane. Așa. Nu știe nimeni. Așa. Ai lăsat să te sugă un bărbat? Te-ai gândit de treabă? M-am gândit un pic, n-am vrut să mă las. Bărbații sunt mai bine ca femeia. Eu nu știu. Și nu află nimeni, nu? Și nu află nimeni. Da, și te știe că bărbatul sunt mai bine. Clar, dar nu pentru sala palatului, pentru grill pub. Ah, ok. Dar nici pentru spectacol, adică...
Adică plăcerea aia, adică... plăcerea e de catering. Ia, ia sună-l pe Marcel. Sună-mi pe ăla? Nu, că ne așteaptă la Zlatin, am vorbit cu el. Ah, ok. Dar tu, Nathan Ticule? Da. L-ai lăsat, nu? Da. S-a la patru, cap de afiș. Da. Banii-s bani. La și 100.000 de euro. Foarte 100.000 de euro. Ei, cât i-ai lăsat la patru, 12.000 de euro. Da, dar să știi ce să facă. Se, eu să dor, să nu știu, și să bagi sub plafon, să nu știu. A, da, 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 și când te trezești. Și când mă trezesc, mă sub deja, ce să mai. Dar nu, când te trezești când îți dai drumul fix. Da. Când îți zice, băi, o plăcană, tăticu. Mersi mult de tot, tăticu. Cu ei nu erau glăl, nu erau la Caterin care, bravo, frate. Deci, băieți, dacă vreți, dacă aveți sala Palatului pe contract. Încă un popas bine meritat, a mers vreo jumătate de oră, hai, sănătate, hai, hai, Doamne ăștia, fie bine. Oameni din Zlatina, dacă sunteți supărați că am întârziat, el e motivul, iau-te-l, e rușine să ceară un sandwich. Cărmăriu Sici mei, am ajuns la Zlatina și am și urcat pentru că am întârziat. Am crezut că e la nou, dar eu nu am și urcat. Și mai și pișa, că mă pișeam pe mine, dar suntem bine, suntem cu Nathan Ticu noaptea. Ce faci, Nathan Ticu, ești bine? Bravo, frate. Cât e bere la masă. Cât e bere la masă, e bine. Timpul trece, leafa merge. Mariu, cum ai terminat spectacolul? Cum v-ați simțit, băieți? Extraordinar. Băieți, a jucat bine, important de cele 3 puncte. 3 puncte am luat în seara asta, bine. S-a câștigat bine. Manea a câștigat 12 lei. Bravo. Știm cu toții că cel mai important moment din Scârb Mariu Sicilor e momentul ăla. Ăla-i tată, doar, bă, impecabil. Hai, te rog. Hai, mă. Uiau să facem vlog. Vrea să terminăm spectacolul, dar pentru că Nathan Ticu e bătrân, nu ne pasă de viața lui. Eu cu mare, pentru că sunt tineri, că avem 18 și 19 ani respectiv. Dacă iau cheia asta cu noi, ne mai trebuie un bagaj doar pentru ea. Noi mergem să ne distrăm, frate, pentru că nu ne pasă de alții. Ce zic, alții mănâncă ca frate, noi mergem să ne distrăm. Atenție la drept. Trebuie și pe asta. Și mergem mai departe. Bă, ideea e că noi a terminat spectacolul și am mers la cazare și l-am lăsat pe Nathan Ticu la cazare pentru că e bătrân și eu cu Mane, care suntem tineri și în floarea vârstei în caie și p*** lui, noi mergem să ne distrăm, să bem, să ne facem viața. Caută-l. Caută-l. E gata de distracție, bă. Să fii bețiv. Bă, cât chef are. Singura problemă e că trebuie să urcăm, gen mult. Unii merg în vârf, omul. Noi mergem aici și rezultatul e același. Doar ca să bem ceva. Doar și ca unii să și alții. Ca să bem ceva, moca, aia e important. Că gen alții merg și beau pe bani. Dar o să ne distrăm, o să fie foarte bine. Vă ținem cu update. Hâți, tată!